nu, mă, trebuie să intru pe la intrarea galeriei lui Poli. Acolo închis, mă. Bun găsit, stimați telespectatori! Astăzi, în etapa a doua a ligii a treia, Șoimi Lipova întâlnește pe teren propriu pe Politehnica Timișoara. Ne cerem scuze pentru întârzierea cu care intrăm în direct. Din motive cu totul obiective suntem nevoiți să facem acest lucru. O atmosferă foarte frumoasă aici la Lipova, este clar un derby al ligii a treia, între o echipă care sezonul trecut a retrogradat din Liga Secundă, având obiectiv clar revenirea cât mai rapidă acolo, Politehnica Timișoara, și o echipă care a fost la barajul de promovare în eșalonul al doilea, Șoimi Lipova, gazda acestui meci. Sunt Octavian Stăcioiu și alături de colegul meu, Călin Păltinean. Sperăm să asistăm, desigur, la o victorie al Violeților. Clubul Poli televizând acest meci cu acordul echipei gazdă, Șoimi Lipova. Voi da citire echipei Politehnica, antrenată, cum bine știm, de fostul internațional Paul Codrea. În poartă este cu numărul 1 Murariu, fundaș cu numărul 14 Haloș, numărul 4 Bocșan, capitanul echipei, numărul 15 Vlaicu, numărul 13 Taub. La mijloc sunt cu numărul 6 Pureca, numărul 10 David Ciurel, numărul 20 Curescu, în atac cu numărul 22 Marincu, 8 David Popa și 9 Olariu, rezerve 23 Micloș, rezervă de portar, jucători de câmp 21 David Roșu, 28 Mario Oprea, 7 Tudoran, 26 Pașcălău, 25 Rotariu. Vă voi spune imediat și brigada de arbitri a meciului de astăzi. Este din Sibiu. Să urmărim însă acest șut al gazdelor și ocazie foarte bună pentru Șoimi de a deschide scorul. Așadar, arbitrii de astăzi. La centru, Cristian Pascu. Asistenți Ștefan Vasile și Răzvan Spătar, toți din Sibiu, observatori Paul Luni Mătan din Zalău și Claudiu Ștefan din Orăștie. Politehnica în echipament de deplasare complet negru, gazdele în albastru.
Din păcate, echipa gazdă nu vi-o pot spune, pentru că nu am reușit să intru în posesia foii de joc, fiind anumite probleme la porțile de intrare în stadion, fiind dirijat pe la intrarea suporterilor noștri ai Politehnicii. N-am avut încotro, îmi cer iertare pentru acest lucru. Vreau să subliniez însă acordul conducerii clubului Șoimi Lipova de a televiza, ca Poli să televizeze online acest meci, acordul conducătorului domnul Stamate. Astfel puteți urmări în direct această partidă. Șoimi Lipova, Politehnica Timișoara, un derby până la urmă al Banatului, deoarece Lipova se află în Banatul istoric. Stadionul se situează la doar câțiva metri de Mureș, granița naturală dintre Banat și Crișana. Lovitură liberă pentru Politehnica din lateral dreapta. Centrare în care o boxează portarul de la Lipova. La Lipova, vârf de atac este Cristi Gavra, fostul nostru jucător până în vară, a fost și capitan al echipei în sezonul de primăvară. Are numărul 9 la Șoimi. Este o vreme de vară, chiar dacă suntem în 2 septembrie, o vreme foarte călduroasă în orașul care a însemnat atât de mult în structura militară a României prin cele două unități de infanterie și de tancuri aflate pe raza Lipovei. Suntem pe un stadion nou al orașului, construit, stadion reconstruit, reinaugurat în toamna anului trecut. 1520 de locuri, are o singură tribună, dar acoperită. Are și o instalație de nocturnă. Iar tribuna a doua, să zic așa, este improvizată pe digul de la Mureș, îi vedeți în cadru pe cei câțiva spectatori aflați acolo la plajă. Lovitură liberă pentru cei de la Șoimi. Înainte de meci m-am întâlnit și cu Bogdan Vasile, fostul nostru jucător, mijlocaș închizător la Poli. El este chiar din Lipova deloc și îmi spunea că va pleca de la Gloria Bistrița și se va transfera la FC Bihor. Sper să nu fie o informație confidențială pe care s-o fi divulgat, n-am apucat să întreb acest lucru. Așadar, lovitură liberă pentru gazde. Cristi Gavra lasă balonul, șut, dar într-un om din zid. Gazdele, suporterii gazdelor reclamă un hands acolo la preluarea jucătorului Polist și acum mingea la portarul Lipovei. Poli vine după un 0-0 în prima etapă pe teren propriu cu Phoenix Buziaș, un meci în care însă elevii lui Paul Codrea au jucat foarte bine și și-au creat nenumărate ocazii de gol. Iar Lipova a pierdut surprinzător acasă în debutul de campionat 1-2 cu CS Socodor, tot din județul Arad, echipă nou promovată. Nu știu dacă i-auziți pe suporterii alvioleți, cântă fără încetare, bat tobele, sunt undeva în dreapta noastră. Un nou început de drum pentru Politehnica în această vară,
Din păcate suntem nevoiți să o luăm de la capăt din Liga a treia, acolo unde nu credeam că vom mai ajunge, dar acesta este fotbalul. Cu siguranță ne vom ridica din nou. A fost o pasă blocată a lui Olariu, care este mijlocaș, în 4-3-3-ul obișnuit pentru Paul Codrea. Linia de mijloc este așadar Olariu, David Roșu și Pureca, iar în atac Curescu este extremă dreapta, David Popa în centru și Marincu. Pe stânga sunt însă în dinamica jocului anumite permutări. Atac al Lipovei în partea stângă. O atmosferă deosebită aici la Lipova. Nu am mai fost de foarte mult timp la un meci pe acest stadion sau pe vechiul stadion și mă bucură să văd o astfel de ambianță. Lipova are o galerie formată în majoritate din copii, o galerie foarte frumoasă. Centrarea în careu a fost Cristi Gavra acolo. David Popa coborât foarte mult. Zero la zero. Șoimi Lipova, Politehnica Timișoara, suntem în minutul 12 al partidei, lucru pe care îl vedem și pe tabela electronică de la tribuna a doua, în ghilimele tribuna a doua. Repet, însă sunt condiții absolut ideale pentru vizionarea unui meci aici la Lipova, un stadion nou, a cărui reconstrucție a durat, e adevărat, 6 ani, foarte mult, dar Timișoara în momentul ăsta nu are un stadion nici măcar pe măsura celui din Lipova. Trebuie să fim obiectivi, să vedem unde suntem. Cristi Bocșan, capitanul Polis, degajează, însă nu e niciun jucător coechipier în terenul advers. După începutul nefast de meci, de campionat pentru Lipova, Șoimi, evident, își dorește să șteargă acest debut. Și ce ocazie mai bună ar fi pentru a învinge Politehnica Timișoara. Deja o schimbare la Poli, intră Pașcalău cu numărul 26. Cu siguranță e vorba de o accidentare. Și vă voi spune imediat cine a ieșit, pentru că
Nu am văzut că arbitrul de rezervă se arate pe plăcuța acest lucru. Bine, nici nu există arbitrul de rezervă la acest meci. Asta sună ca în povești, ca în poveștile lui Caragiale, construcția frazei mele de adineaur. Ataca Lipovă în stânga. Reține cu siguranță Rareș Murariu. Curescu îi trimite lui Cristi Bocșan, acesta către Aurel Vlaicu, celălalt stoper. Iată-l pe David Popa, din nou coborât foarte mult. Da, cel care a ieșit este Haloș, fundașul dreapta, a venit la poli de la Crișul Chișinău. Criș, echipa retrasă din campionat și înlocuită în serie de Phoenix Buziaș, care a preluat programul. Astfel că fundaș dreapta a trecut Curescu, este de altfel postul său de bază, chiar dacă el a început extremă dreapta. Extremă dreapta a devenit Marincu, în centrul atacului este Pașcalău, iar în stânga să urmărim însă acest atac. Iată-l pe Cristi Gavra, un șut bun, însă direct în direcția portarului Murariu. O echipă foarte tânără pentru Poli Timișoara. O echipă care în prima etapă, spune, chiar a surprins prin jocul etalat. Un joc cu foarte multe ocazii de poartă și de gol. Din păcate, niciuna concretizată. N-a reușit Marincu acum să paseze, ținere de tricou și vede cartonașul galben, perfect meritat. A încercat să stopeze din fașă un contraatac al echipei gazdă. Extremă stânga este David Popa în noua așezare după ieșirea lui Haloș. Poli a adus de la Crișul Chișinău Criș doi jucători după retragerea acestei formații din campionat. Pe lângă Haloș este și Prună, care nu se află pe foaia de joc a acestui meci. Aleargă Fabian Marincu, dar nu reușește să țină acest balon în teren. Șoimi Lipova s-a înființat în 1974 prin fuziunea echipelor locale Mureșul și Luptătorul. A promovat în premieră în eșalonul al treilea în 1980 după un baraj, atenție, cu Textila Timișoara. A evoluat neîntrerupt în divizia C între 1980-1994, numai puțin de 14 ani, o performanță foarte mare pentru un orășel.
Primul antrenor al echipei în această divizie a fost Toma Jurcă, fost jucător și antrenor la UTA, dar și antrenor la Poli între 70-71, pe când al Violeții erau în divizia B. Acum atac al Șoimilor este însă aute poartă. În 1992 Lipov a ocupat chiar locul 1 în seria 11 a diviziei C, fără a promova însă în eșalonul secund, deoarece în acel sezon s-a reorganizat sistemul competițional. După 94 a jucat doar în Liga a 4-a, în 2010 chiar s-a desființat, după ce la un moment dat a pierdut cu un incredibil 1-28 cu Frontiera Curtici în Liga a 4-a. S-a reînființat după 2 ani, iar în 2017 a revenit în Liga a 3-a. A ocupat locul 2 în 2019 și 2020, iar în 2021 a terminat pe 1 în seria 8-a, calificându-se la barajul de promovare în eșalonul secund, eșalon în care nu a participat vreodată nicio echipă din oraș. A fost eliminată însă în turul 1 al acelui baraj de Măgura Cisnădie. Clubul a mai purtat și denumirea de Șoimi Strungul între 80-81. Curescu, fundașul dreapta, este blocat și repunere din margine pentru Poli. Pașcalău s-a luptat acolo, a obținut o lovitură liberă, este un jucător venit de la UTA în vară. La UTA a evoluat în sezonul de primăvară, chiar și în Liga 1. Mașina cu numărul de matriculare ARAT-KFŞ este rugat să meargă să o mute. Așadar, Lipova de câțiva ani tot este în anticamera promovării în Liga Secundă. În vara a fost din nou la baraj, în vara din acest an, eliminată din nou în turul 1 al acestui baraj și cu siguranță că și în acest sezon va fi printre protagonistele seriei. Șut al lui David Popa, o mare ocazie de deschidere a scorului. Apără însă portarul Șoimilor. David Popa, un jucător, chiar dacă este deloc din Aiud, dar este stabilit în Arad, el făcând junioratul în reședința județului vecin față de județul Timiș. Minge aruncată dincolo de centru, de apărarea timișoreană și balonul ajunge la piciorul portarului gazdelor, care degajează și el, însă degajează în out pentru ca un jucător al său, coechiper al său, să primească îngrijiri medicale. Moment de hidratare, vă spuneam că e foarte cald aici la Lipova, în jur de 29-30 de grade.
Galeria Timișoreană cântă fără încetare. Această pauză îmi dă ocazia de a vă spune că Lipova este un oraș situat în Banat, însă se întinde și dincolo de Mureș, adică în Crișana, prin cartierele Radna și Șoimoș, foste localități de sine stătătoare, între timp absorbite de extinderea orașului. Pe raza acestora se află Basilica Papală Maria Radna, respectiv cetatea Șoimoș. Obiective foarte importante din punct de vedere turistic și în cazul bazilicei, sigur, religios, aici desfășurându-se unul dintre marile pelerinaje romano-catolice din România, de Sfânta Maria. Și, desigur, vă spuneam de importanța pe care în trecut a avut-o Lipova pentru cele două unități militare. Aici, de-a lungul timpului, și-au satisfăcut stagiul militar la termen redus, cum se spunea, mulți viitori studenți ai Universității Politehnica Timișoara. Out pentru gazde din stânga, în direcția lor de atac. Acum mingea este trimisă undeva în dreapta, reușește acolo foarte bine. Apărarea timișoreană, care acum urcă prin Curescu în dreapta. Napoli în continuare indisponibil, Careba accidentat, jucător venit în vară de la Progresul Lezeriș din județul Caraș-Severin, de unde de altfel a venit și Rotariu, cel mic, să-i spunem așa. De asemenea, Mura a venit și el în vară de la Ghiroda și Giarmatavi, suspendat, cum bine se știe. Punere din out de margine pentru Poli, Curescu, și el transferat în pauza competițională de la Viitorul Șimian, județul Mehedinți. De fapt, din lotul care a încheiat sezonul de primăvară, sezonul trecut, 2022-2023, acum la Poli mai sunt titulari doar Murariu, capitanul Bocșan, Vlaicu, Taup și Marincu, atât. Joi, în urmă cu doar două zile, a mai fost un episod din seria confruntărilor Timișano-Arădene, CSC Dumbrăvița jucând pe teren propriu, dar în deplasare practic, pe stadionul Francisc Neumann din Arad, cu UTA în play-off-ul Cupei României și cedând la limită 0-1 printr-un gol primit în minutul 89 și fiind astfel eliminată din acest sezon. Anul trecut, ne amintim, Dumbrăvița a fost prezentă în grupele competiției, iar în acest sezon este echipa din județul Timiș cel mai bine situată, singura în primele două eșaloane. Un sezon în care în premieră Timișoara, în toată istoria fotbalului românesc, nu are echipă în Liga 1 sau Liga 2. Ba mai mult, are o singură echipă în primele trei ligi, aceasta este Politehnica. Thank you.
Lovitură liberă pentru Politehnica. Din propria jumătate, arbitrul dispune repetarea loviturii. Cristi Bocșan la minge. Pasă blocată de pressingul Șoimilor. Suntem în minutul 31, 0-0 în continuare, Șoimi Lipova, Politehnica Timișoara. Un meci echilibrat, fără ocazii importante de gol până acum. Iată o lansare foarte bună, dar reușește Curescu să respingă cu capul în corner. Mi se pare un mare câștig pentru Poli acest Curescu, care este și un jucător polivalent în banda dreaptă. Vă spuneam că postul său de bază este fundaș, dar l-am văzut și titular ca extremă dreapta. Și Lipova a trecut în vară printr-un proces de transformare majoră a lotului. Au plecat mulți jucători importanți pentru echipă, dar au și venit alții, vă spuneam de Cristi Gavra, chiar fostul nostru capitan. Printre cei plecați, Modan la CSM Deva, despre care antrenorul nostru, Paul Codrea, a recunoscut în emisiunea Tribuna Polisportivă de luni de la Teleuniversitatea că l-a dorit tare mult la echipă, dar nu a putut concura cu oferta financiară a celor din Deva. De altfel, în Liga a doua și Liga a treia, marea majoritate a cluburilor sunt finanțate de primării. Poli este una dintre puținele excepții. Out pentru gazde. Încet, încet soarele coboară peste tribuna, peste acoperișul tribunei întâi. Tribuna acoperită complet. Curescu încearcă o respingere acrobatică. Pericolul nu s-a îndepărtat. Lipova e în atac și un șut foarte frumos. Și de asemenea intervenția lui Rareș Murariu. Intervenție salutară care împiedică deschiderea scorului. Rareș își ceartă coechipierii pentru această eroare în defensivă.
corner din partea stângă a atacului Șoimilor. Foarte frumoasă atmosferă, mai ales ținând cont că suntem la un meci de Liga a treia. Ambele galerii cântă necontenit, cea a gazdelor formată exclusiv din copii, aproape exclusiv. Este frumos că mai vedem asemenea pasiune în rândul tinerei generații. De la Timișoara au venit mulți suporteri, evident că au venit mulți, distanța fiind mică între cele două orașe de circa 60 de kilometri, cum de altfel ne vom obișnui în acest sezon al Ligii a treia să fie și mai mulți decât până acum în Liga secundă, având în vedere, vă spuneam, distanțele incomparabil mai mici. Oricum, peluza Socea a făcut un obicei de a însoți echipa indiferent. Foarte bună lovitură liberă executată de Cristi Gavra din stânga, boxată de Murariu. Și acum din nou Lipova în posesie. Mingea este scăpată în afara terenului. Olariu pentru Curescu, acesta urcă, are multă tarla în față, ca să zic așa, să mă exprim mai plastic. Este însă blocat și acum posibilitate de contraatac a Șoimilor. Rezolvă acolo Cristi Bocșan, degajând în out de margine. Cristi Gavra, care merge mult în stânga pentru a-și procura baloane. Este un meci în acest moment confuz, cu balonul alternând de la o echipă la alta. Acum Lipova pune mingea jos și construiește din propria treime propriul portar al gazdelor. Pasă în stânga. Iată-l pe Cristi Gavra, un jucător pe care tare mult mi l-aș fi dorit să rămână la club. Cu siguranță a fost dorit de toată lumea, dar oferta superioară a celor din Lipova, mă gândesc la acest lucru, nu știu oficial. Lipova este mai prezentă în jumătatea adversă. Centrare în careu. Civilizat, bă!
Din nou corner pentru Șoimi Lipova din partea dreaptă de această dată. Iată, de câteva minute Lipova s-a permanentizat în jumătatea adversă, are o serie de faze fixe, cornere sau acum lovitură liberă din stânga. Boxează foarte bine Rareș Murariu, un băiat admirabil care își folosește și înălțimea de peste 1,90 m. Un portar crescut de Academia lui Gică Hagi și venit la Timișoara, iată, au trecut deja 5 ani de când a venit la Poli. Într-un moment în care abia terminase junioratul. Din nou corner pentru Lipova din dreapta. Nu mai reușește Poli să iasă din propria treime. Presiune fantastică a Lipovei, chiar dacă neconcretizată prin ocazii de gol. Cartonaș galben acum pentru un jucător de la Gazde după acest fault asupra lui Curescu. Suntem în minutul 43 al întâlnirii, în continuare 0-0, Șoimi Lipova, Politehnica Timișoara, pasă către Rareș Murariu. Fault în favoarea gazdelor, acordat de arbitrul Sibian Pascu. Vă spuneam, întreaga brigadă de arbitri este din Sibiu, în timp ce observatorii provin din Zalău. Din Zalău și Orăștie. Să revenim la meci, este în continuare 0-0, suntem spre finalul primei reprize. Cristi Gavra, o pasă foarte bună, dar se arată offside de la margine și scăpăm cu fața curată din acest atac foarte, care se anunța la un moment dat, în momentul pasei lui Cristi Gavra, foarte periculos. Asistentul a arătat prompt steagul sus, astfel că Rareș Murariu va repune din lovitură liberă și îndrăznesc să sper și să mă gândesc la un gol timișorean pe acest final de repriză, ar însemna enorm. Iată-l pe David Popa, întoarce, dar mingea a ieșit. Arbitrul central Pascu arată că a fost și un offside acolo.
portarul gazdelor trimite lung dincolo de centrul terenului. Atac stopat al Șoimilor. Faultat David Popa și cartonaș galben pentru Cristi Gavra. Lovitură liberă Politehnica, suntem în minutele de prelungire ale primei reprize. Executată înalt în careu. David Popa întoarce pentru Marincu. Acesta încearcă un șut blocat. Și final de repriză. 0-0. Șoimi Lipova, Politehnica Timișoara. Vom reveni odată cu startul părții secunde.
În acest moment s-a fluierat startul reprizei secunde, scor la pauză, Șoimi Lipova, Politehnica Timișoara 0-0. Nu am sesizat în vreo altă schimbare, exceptându pe cea din prima repriză generată de accidentarea fundașului nostru stânga, Carol Taub, înlocuit cu vârful de atac Patrick Pașcălău, lucru care a generat permutări în sistemul 4-3-3 al echipei. Out pentru Poli din partea dreaptă a atacului al Violet. Al Violeții sunt astăzi în echipamentul de rezervă, în negru. Din acest sezon, Poli evoluând într-un echipament marca Erea, pot spune acest lucru, acest comentariu, neintrând sub incidența Consiliului Național al Audiovizualului. Știm că până acum Poli a avut un echipament fără un logo de marcă de echipament sportiv. Iată un atac polist acum. În stânga este David Popa, cel care a început vârf, dar a fost mutat în stânga după schimbarea lui Taub cu Pașcălău. S-a fluierat și acum lovitură liberă pentru gazde. Nu vreau să sune ca o scuză, dar soarele care ne bate direct în față ne zăpăcește pe toți. Deja mi-e dor de ploaia din Timișoara de acum câteva zile. Marincu a coborât foarte mult și a fost în rol de fundat stânga, are pus din out de margine. Poli în continuare fără gol în acest campionat. Offside acum la acest atac al oaspeților, al gazdelor, îmi cer scuze. În prima etapă, vă spuneam, Poli a avut foarte multe ocazii de a marca pe stadionul Electrica. În acel match decis cu doar două zile înainte, prin mutarea Buziașului lui Phoenix Buziaș din seria 7 în seria 8, lucru generat de așteptata retragere a celor de la Crișul Chișinău Criș. Echipă care din motive financiare s-a văzut nevoită să arunce prosopul după ce în ultimele sezoane s-a aflat în lupta pentru a prinde barajul de promovare în Liga a doua. Marincu este fundat stânga în
acest început de repriză. Voi încerca să văd care sunt iarăși permutările. Haloș a revenit în dreapta ca fundaș. Șut de la distanța lui David Ciurel peste poartă. Da, și Curescu a revenit extremă dreapta. Copiii din Galeria Lipove au și o tobă, au și un steag alb-albastru. Iată-l pe Cristi Gavra, i-a luat fața Pureca, jucătorul revenit în vară de la Phoenix Buziaș după împrumut, ca și Olariu de altfel. Luptă pentru balon acolo și lovitură liberă în favoarea Politehnicii. Politica de transferuri a Politehnicii dovedește o schimbare clară de strategie prin aducerea multor jucători tineri din zonă, prin promovarea unora de la juniori sau prin revenirea altora după împrumuturi. Este un proiect de viitor care sperăm că va avea continuitate. Un proiect cum, din păcate, n-a existat în ultimii ani în fotbalul timișorean. Suntem obișnuiți de la fiecare vară, la fiecare iarnă, lotul Politehnicii să fi suferit multe schimbări de componență. Fabian Marincu se îndreaptă spre colțul terenului, de unde va executa un corner din partea dreaptă a atacului polist. Respinge portarul Lipovei și este out de margine. Aurel Vlaicu pasă lungă, dar direct în brațele portarului Șoimilor, care îi trimite propriului fundaș stânga, acesta avansează. A încercat un lung de linie, dar mingea iese în afara terenului. Ieri a fost un eveniment special pentru fanii poliști, o întâlnire cu legende ale clubului. Mă refer la Iosif Rotariu, la Costel Pantilimon, la Octavian Roșca. O întâlnire desfășurată la restaurantul Casa Bunicii, care este un partener al clubului. Repet, pot spune aceste lucruri deoarece e un comentariu online și nu unul de televiziune.
Curescu a reușit o foarte frumoasă trecere acolo, dar este blocat. Poli rămâne însă în posesie și va repune din margine, din out. Mobilizare importantă a forțelor de ordine pentru acest meci, însă am văzut un singur ultras al UTEI prezent, care de altfel a și fost reținut de jandarmerie înainte de start. Lipova, chiar dacă este îmbanat, este... Iată o ocazie foarte bună a Politehnicii! A încercat Pașcalău, șut Curescu. Lângă mine a aflat colegul de presă, Cornel Biholari, a strigat hand. Îmi face semn însă să nu spun acest lucru. Iată-l pe Pureca, mijlocaș închizător la Poli, care a prins meciuri și în sezonul trecut al Ligii a doua, în toamnă. În iarnă fiind împrumutat la Buziaș și revenind în vară în culorile alb-violet, iată o diagonală în extrema dreaptă a atacului Lipovei. Foarte frumos acolo, șeptarul gazdelor, un jucător mic de statură, dar rapid și îndemânatic. David Popa, contraatac periculos al Politehnicii, pasă bună pentru viteza lui Curescu, apără portarul foarte bine. Rămâne 0-0, Șoimi Lipova, Politehnica Timișoara. Haloș trimite în centru și din nou portarul Lipovei. Dacă nu ne punem mâna la ochi, nu vedem practic nimic, atât de puternic este soarele. Cristi Bocșan. Haloș, venit de la Crișul Chișinău, Criș. Se arată fault acolo. Și Poli beneficiază de o lovitură liberă din apropiere de centrul terenului din partea dreaptă. Gavra a trimis pentru un coleg care dezvoltă un atac în dreapta, mingea ajunge din nou la Gavra, rezolvă defensiva timișoreană, fault asupra lui Patrick Pașcalău. Un jucător foarte tânăr, născut 2005, care deja a debutat în Liga 1 la UTA. El a mai fost la Poli în iarnă, dar nu a rămas. A fost la câteva antrenamente. Curescu, așezare pentru Pașcalău, șut mult peste. A fost un șut din prima, o intenție bună, însă fără pericol pentru poarta Șoimilor.
Tribuna cere penalti la această acțiune, nu cred însă că a fost. Iată la un pas de autogol Șoimi Lipova. Chiar nu-mi explic cum Lipova a pierdut în prima etapă cu noua promovată din Socodor, județul Arad de asemenea, scor 1-2. Socodor a promovat în vară după ce a eliminat la baraj fără emoții pe Recolta Dânceu, campioana din Mehedinți. Și tocmai CS Socodor, fostă Vulturii, va fi adversarul Politehnicii în etapa viitoare, sâmbăta viitoare. Să vedem însă schimbări la Poli, să ne concentrăm. Iese Olariu. Din păcate aici nu sunt anunțate cu plăcuță, trebuie să le disting fețele prin soare. O să aștept să le văd numerele. Au intrat Tudoran și Rotariu în locul lui Olariu și vă spun imediat cine este celălalt jucător ieșit. Tudoran venit de curând, revenit la Poli după ce a mai jucat în toamnă la club. Rotariu, varea mare lui Iosif Rotariu și ar fi deja ceva. Deci v-am rămas dator cu un jucător care a ieșit. Lăsați-mă să mă dumiresc un pic, să văd cine nu este. Curescu, da, Curescu este ieșit extremă dreaptă în ultima parte a evoluției sale în acest meci. Rotariu i-a luat locul lui Olariu în linia de mijloc, iar Tudoran în atac în locul lui Curescu. Acestea sunt mutările pe post. Iată-l pe Fabian Marin, cum vă spuneam, fundat stânga. În această parte secundă este un jucător de profil ofensiv, de fapt. Contraatac periculos al Șoimilor. Reușește foarte bine capitanul Cristi Bocșan. Își folosește talia și experiența superioară pentru a bloca acest atac. Iată-l pe Fabian Marin cu pasă greșită, un jucător foarte tânăr, născut 2005, un jucător care a spune că a impresionat în primăvară. Ne amintim de cele două goluri ale surprinzătoarei victorii de la Slobozia, 2-1, când încă mai nutream speranța salvării. Indiferent de conjunctură și de evoluția dintr-un moment sau altul, Poli se va salva întotdeauna, iar proiectul început în această vară, când conducătorul executiv al clubului Costel Pantilimon a dat semnalul unei noi politici privind strategia clubului, mă refer la transferuri. Este un semn că lucrurile sunt calculate pe termen lung aici la Politehnica Timișoara. Un club care cu siguranță va renaște și va reajunge acolo unde este locul, în Liga 1. Faptul că Universitatea Politehnică Timișoara
și Peluza Sud sunt în continuare alături de club, dovedește că flacăra polistă va continua să dăinuie. Corner pentru Politehnica din stânga atacului al Violet. Acum schimbări la gaz de două. Printre cei ieșiți, Cristi Gavra, fostul capitan polist, un jucător trecut și prin Liga 1 și crescut de Academia lui Gică Hagi, la Viitorul Constanței, el și debutând în prima divizie. Un jucător aflat la 30 de ani, iată cum a trecut timpul și care, din cauza unor accidentări care l-au ținut mult timp, foarte mult timp pe tușă, nu și-a realizat nici pe departe adevăratul său potențial. În vară, Șoimi și Politehnica s-au întâlnit într-un amical. Însă la Timișoara, pe stadionul Dan Păltinișanu, fără spectatori, din simplu motiv că acest stadion nu mai poate primi spectatori, indiferent că meciul e amical. Meci câștigat de Lipova, atunci acum un șut de la distanță al Politehnicii peste poartă. Arbitrul trimite echipele la pauza de hidratare. Zero la zero în continuare. Șoimi, Politehnica, suntem în minutul 24 al reprizei secunde. Așadar, suntem undeva dincolo de jumătatea părții a doua meciului. Gazdele sunt antrenate de Cristian Todea, fostul mijlocaș al Lutei. Iar portarul lor, Iliescu, dacă mi-amintesc bine, fost internațional de juniori. Acum mingea se află în treimea polistă, iar gazdele vor repune din out de margine.
Iată-l pe David Ciurel, ce frumos a luptat pentru această minge și obține o lovitură liberă. Fratele său, Geamăn, Radu Ciurel, nu este pe foaia de joc a acestui meci. Poli, de altfel, nu are decât 6 rezerve, nu a avut la start decât 6 rezerve. Pe bancă se mai află portarul Micloș, fundașul David Roșu, venit în vară de la Progresul Pecica, tot din județul Arad, și Mario Oprea, fost jucător la juniorii clubului, născut tot 2005 în generație cu Fabian Marincu și cu Armin Mada, împrumutat acum la Phoenix Buziaș. Aurel Vlaicu acolo comite un fault. Este împiedicată executarea acestei lovituri libere și arbitrul Pascu fluieră pentru liniștirea jucătorilor. Lovitură liberă așadar pentru Șoimi Lipova. Va fi probabil o centrare înspre colțul lung. Acolo sunt grupați jucătorii pentru o deviere cu capul. Să vedem modul în care se va executa. Și este 1-0. În minutul 27 al reprizei secunde. Da, o eroare de marcaj. Tribuna scandează Șoimi, Șoimi. Poli este nevoită să iasă mult mai mult la joc, nu că n-ar fi făcut-o până acum, 1-0. Dar este nevoită să riște mult mai mult, asta de fapt voiam să spun, acesta e termenul corect. David Popa, un jucător destul de experimentat, a încercat o pasă pentru David Ciurel. În lotul polis, numai puțin de 3 jucători cu prenumele de David, v-am spus și de David Roșu. În galeria Șoimilor văd și copii de ciclu primar, văd și fetițe. Este frumos ce se întâmplă aici la Lipova. Cartonaș galben pentru capitanul polist Cristi Bocșan. Un jucător experimentat cu meciuri inclusiv la nivelul ligii întâi în culorile defunctei ACS Poli. Lovitură liberă pentru gazde. Schimb de pasă între stoperii timișoreni, Fabian Marincu, pasă lungă și schimbă partea în dreapta, o deviere cu capul, dar mingea iese în afara terenului și va fi repusă de portarul Iliescu din 6 metri. Așezare cu pieptul pentru Pureca, David Popa,
blocat. David Ciurel se luptă acolo. Este tras de tricou, dar arbitrul lasă legea avantajului. A fost un șut al lui Rotariu, cel tânăr. Stopat însă în brațele portarului Iliescu. Celălalt goalkeeper, Rareș Murariu, deloc din Dobrogea, dar vă spuneam, de 5 ani este la Politehnica. E adevărat, cu unele mici întrerupere, a jucat chiar și în Liga 1 pentru CFR Cluj, într-un sezon în care CFR-ul a cucerit titlul național. Iosif Rotariu, șut, însă în brațele portarului, a fost un șut de la circa 20 de metri, dar chiar pe direcția apărătorului buturilor, celor de la Șoimi. Șeptarul gazdelor blocat între trei timișoreni pierde balonul, îl trage de tricou pe David Ciurel și se fluieră lovitură liberă. O nouă schimbare. Iese Pureca. Și intră Mario Oprea, născut 2005. Pureca 2004. Ambii crescuți la Politehnica, un centru care a ocupat în acest an locul 4, atenție, în ierarhia centrelor juvenile din România, ierarhia alcătuită Federația Română de Fotbal. Atac periculos în dreapta, pasă însă în primul adversar. Au de margine pentru Poli, care este datoare și este constrânsă să riște mult mai mult, să încerce să plece de aici măcar cu un punct. Timp mai este suficient. Suntem în minutul 33 al reprizei secunde. Corner din partea dreaptă. Mingea se plimbă prin fața porții, nu reușește nimeni să o reia și este doar out de poartă. De undeva din tribună se vede cetatea Șoimoș. Cetate medievale emblematică pentru această parte de țară, nu pentru Banat, pentru că e dincolo de Mureș. Aurel Vlaicu îi lasă mingea lui Rareș Murariu. Rareș are 24 de ani, este un băiat foarte inteligent. Știu că asta la fotbal poate nu contează, dar l-am văzut inclusiv în sala de teatru de la Teatrul Național din Timișoara. Două schimbări la gazde. Atac al Șoimilor în stânga,
Tribuna cere penalti și arbitrul îl acordă. Rareș Murariu consideră arbitrul că a faultat. Și să sperăm că Rareș va reuși să apere acest penalti, această lovitură de pedeapsă. De Rareș. 2-0, nu reușește Murariu să apere acest penalti. Minutul 37 al reprizei secunde. O misiune tot mai grea pentru Poli. Portarul Șoimilor degajează din au de poartă. Cristi Bocșan respinge cu capul. Tot Bocșan acum, dar arbitrul între timp fluieră un fault în favoarea Politehnicii. Vlaicu, născut 2006 și el foarte tânăr, a debutat în Liga a doua în primăvară, fiind după momentul debutului său în eșalonul secund, integralist în aproape toate meciurile. Iată, e un titular deja indiscutabil în centrul defensivei timișorene, alături de Bocșan, Marincu. Antrenorul Paul Codrea, celebrul fost internațional, s-a văzut nevoit odată cu accentarea lui Taub. Nu multe minute după start să improvizeze în flacul stâng al apărării, trecându-l mai întâi pe Haloș și odată cu startul părții a doua pe Marincu, cel care este un jucător ofensiv prin excelență. Însă un alt fundat stânga din lot, de meserie, Radu Ciurel, fratele geamăn al lui David, este indisponibil, nu e nici rezervă. David Popa urcă în stânga. Șut, ocazie bună, șut contrat acolo și se arată lovitură liberă. Lovitură liberă pentru Poli din 18 metri, lovitură liberă foarte periculoasă. Să sperăm că va fi transformată și va transforma, ca să
folosesc acest joc de cuvinte, finalul de meci într-unul de foc. E acolo David Ciurel, mai îndepărtat este Marincu și este și Tudoran. Să vedem cine va executa. Poli are marea șansă de a reintra în joc, cum se spune. Tudoran însă în zid. Vlaicu pentru Bocșan. Bocșan înapoi la Vlaicu. Fabi Marincu. Poli presează. Mai sunt 3 minute din timpul regulamentar. Cu siguranță vor fi și minute de prelungire. Dar pentru a mai spera ceva, Poli trebuie să marcheze cât mai repede un gol. Și din păcate timpul se scurge necruțător. În continuare Șoimi conduce cu 2-0. Această lovitură liberă va fi executată de Marincu. Un jucător al gazdelor este căzut. Se ridică. Și în acest moment lovitura liberă se va executa. Va fi o centrare în careu. Penalti în minutul 43 din partea a doua. Poli beneficiază de o lovitură de pedeapsă, cum a beneficiat și Șoimi. A fost un fault în partea dreaptă, în direcția de atac a Politehnicii. Îl văd pe Tudoran potrivindu-și balonul, e noul intrat. El are șansa de a marca primul gol polist în acest campionat. Apără Iliescu. Rămâne 2-0. Dezamăgire în rândul numeroasei galerii timișorene. Fantastica Peluza Sud, prezentă oriunde joacă Poli, indiferent de distanță. Bine, acum chiar e o distanță minoră, dar ne amintim de deplasările la Constanța, la Slobozia și în tot locul. Rămâne 2-0, este minutul 89 al meciului. Este tot mai improbabil că Poli va pleca neînvinsă de aici, de pe malul Mureșului. O nouă schimbare la gazde, ultima. Poli a făcut 4, mai are dreptul la una. Jucător de câmp pe bancă mai este doar fundașul David Roșu.
Un început complicat de campionat pentru Poli, care iată se află la al treilea meci oficial al sezonului, incluzând și partida de cupă. Nici o victorie încă, dar o echipă nu se construiește cu ușurință. În fotbal, dacă nu există răbdare, s-a dovedit chiar la Poli că roadele care se culeg sunt nefaste. Campionatul este unul foarte lung. Offside la acest atac al gazdelor. Am intrat deja în minutele de prelungire ale timpului regulamentar. Rareș Murariu execută această lovitură liberă din propria jumătate. Va fi o minge foarte lungă. O minge la bătaie. Și iată gol David Popa. David Popa reușește ce nu a reușit Poli din penalti. Este 2-1 Șoimi Politehnica. Și nu știu câte minute de prelungire vor fi, pentru că, repet, nu este arbitru de rezervă cu celebra plăcuță sau tabelă. Politehnica are datoria de a reveni cât mai repede în Liga a doua, cum spunea și Rossi Vrotariu, celebrul fost internațional, ieri la evenimentul despre care v-am povestit. Pentru că există riscul ca încet încet interesul pentru fotbal în Timișoara să se stingă tot mai mult, lucru pe care l-am putut vedea foarte pregnant în ultimii ani, când au mai rămas câteva sute de frumoși nebuni, ultimi romantici, care sunt interesați cu adevărat de soarta Politehnicii Timișoara. Cu siguranță că o repromovare rapidă, coroborată cu acel mult așteptat stadion, fie el și de 10.000 de locuri, va retrezi interesul pierdut al acestui oraș. Corner pentru Poli și întotdeauna speranța moare ultima. Iată-l pe Rareș Murariu. Cred că este cel mai înalt jucător de pe teren, urcat în atac, încercând să placeze o lovitură de cap. Rotariu se luptă pentru minge, nu reușește să o câștige și este doar out de poartă. Portarul Iliescu trimite lung dincolo de centru. Tribuna îl somează pe arbitru să fluiere finalul. Sunt ultimele secvențe, probabil. Final.
Șoimi Lipova, Politehnica Timișoara, 2-0. 2-1, îmi cer iertare. Nu reușește Poli egalarea, poate că ar fi meritat-o după aspectul jocului. O primă înfrângere în acest campionat. Campionatul, repet, este însă lung. Etapa viitoare, de azi într-o săptămână, sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 17, pe Electrica, Politehnica Timișoara va primi vizita unei alte arene, noua promovată CS Socodor. De pe stadionul orășănesc din Lipova, Octavian Stâncioiu, alături de Călin Păltinean și de Iuliu Păltinean, cel care a asigurat regia tehnică a acestei transmisii, vă spunem la revedere și haide, Poli!